Numărul de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 crește de la o zi la alta într-un ritm alarmant. Din păcate, multe dintre cazuri sunt cu varianta Delta a coronavirusului, considerată mult mai periculoasă decât celelalte, aceasta devenind dominantă și în rândul hunedorenilor afectați de SARS-CoV-2. Din păcate, și aici discutăm de o extindere și, de fapt, varianta Delta, tulpina Delta, a început să devină dominantă la nivelul României, inclusiv a județului Hunedoara. Se face o transmitere comunitară, nu ne-am așteptat să fie atât de agresivă, e drept. Noi am sperat totuși ca în compensare cu cei care s-au vaccinat, cumva lucrurile să nu crească așa exponențial cazurile. Din păcate, lucrurile nu evoluează așa și ne trezim de la o zi la alta că se dublează numărul de cazuri. Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, a explicat și motivele care au dus la explozia cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19. Prima cauză este rata redusă de vaccinare, cea la nivel național fiind cu puțin peste 30%, iar cea la nivelul județului Hunedoara fiind și mai mică, de circa 23%, pe care Sebastian Mezei o consideră infimă. Păi, explicațiile sunt foarte simple. Discutăm de acoperire vaccinală 31% la nivelul țării, nesemnificativ dacă o comparăm cu celelalte țări europene, care au ajuns la 70-80%, Portugalia chiar peste 90%. Discutăm de 23,24% acoperire vaccinală la nivelul județului. E pe situația actualizată ieri, este un procent infim. Alte motive care au dus la creșterea numărului de cazuri de COVID-19 în județul Hunedoara sunt, în opinia directorului DSP Hunedoara, lipsa măsurilor de protecție, în special purtatul măștii și dispariția imunității la persoanele care au trecut prin boală și nu s-au vaccinat. Pe de altă parte, a existat perioada de relaxare, concedii, unde lumea n-a mai ținut cont și am constatat-o și noi de fiecare dată. Deja ne prezentăm în unele locuri, se uită cam ciudat la noi când suntem cu mască. Deși sunt cei care ar trebui să protejeze, fiecare ar trebui să protejeze. În valul 3, care a fost în primăvară, a existat un număr foarte mare de persoane infectate. Acestea au obținut o imunitate, doar că acea imunitate este de scurtă durată și se cam termină acea durată. Discutăm de 5 luni, 6 luni. Mai multe despre acest subiect, dar și alte teme, puteți afla urmărind emisiunea La Subiect, difuzată de 1 TV Deva, imediat după buletinul de știri. De asemenea, emisiunea poate fi urmărită pe pagina de Facebook a postului nostru de televiziune, cât și pe canalul de YouTube al 1 TV Deva.